Accidentul s-a produs între localitățile Telormănene, Poroschia și Țigănești. Bărbatul a intrat violent cu mașina în autoturismul care rula în fața sa. Martorii susțin că tânărul era băut și cel mai probabil n-a observat mașina care era în fața lui. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită din spate a fost proiectată pe câmp, unde s-a răsturnat. Două persoane care erau în ea au ajuns la spital. Tot la spital a ajuns și șoferul vinovat, dar nu pentru că era rănit, ci pentru a-i se recolta probe de sânge. Aici bărbatul a făcut un adevărat circ. Mamei? Da? Bă, colegul meu, de ce l-ai lovit? Cine? Bă, colegul meu, tu? Bă, el, da? El m-a... De ce l-ai lovit? El m-a provocat. De ce l-ai lovit? Pentru că i-a dat... Ți-a pus cătușele pentru că te-ai... Da, pentru că ai dat în el, da, ai dat în noi. Bărbatul i-a jignit toată seara pe agenți. Voi sunteți mici copii, sunteți făcuți la apelul bocancii lui acum, el și pătușa, care e făcut acum când am dat eu la zi la Zlatina, care e coșul de gunoi. Mi se pare că e din coșul de gunoi? Le lăsa aici. De ce dai în coșul ăla de gunoi? Da? Ce ți-a făcut ție coșul? Bă, dar ești deștept, mă. De ce dau un coșul de gunoi? De ce ți-a făcut coșul? Ești deștept. Ești și tu un pielea puri, un plutonier. Nici un plutonier. Scandalul a continuat minute în șir, iar șoferul a trecut la amenințări. Ai ieșit pe formă, ești pe poartă, bă, aici ai zis că vezi că nu ți-o umple. Deci că ai amenințat pe toată lumea, da, asta, da? M-ai amenințat și pe mine, da? Da, și pe mine m-ai amenințat, da? Scriem acolo. Bine. Polițiștii au întocmit un dosar penal cu 4 capete de acuzare: ultraj, lovire sau alte violențe, conducerea pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat și refuz de recoltare de probe biologice. Oamenii legii l-au vrut după gratii pe șoferul recalcitrant, însă judecătorii au decis să fie cercetat sub control judiciar.